Vestea dimineții pentru Zelenski. S-a întâmplat în miez de noapte. Este vestea dimineții din Ucraina. Președintele Volodymyr Zelenski, dar și milioane de ucraineni, au fost surprinși de ce s-a întâmplat, mai ales că au avut parte de o perioadă lungă de calm relativ. Totul vine însă ca un semn că armata rusă nu și-a încheiat nici pe departe planurile. S-a dat din nou alerta pe aproape întreg teritoriul Ucrainei noaptea trecută au pornit alertele aeriene în Ucraina. Aproape întreg teritoriul țării a fost vizat. Anunțul a fost făcut chiar de către președintele Volodymyr Zelenski. Acesta a spus că au fost emise alerte aeriene în aproape toată Ucraina în noaptea de marți spre miercuri. Liderul de la Kiev a adăugat că aceste alerte au venit după o perioadă lungă de calm relativ, ceea ce i-a surprins pe locuitorii Ucrainei, relatează Sekai Grecneus. Volodymyr Zelenski, nu ar trebui să căutați logica în acțiunile terorștilor. Zelenski a numit teroriști pe militarii ruși și a subliniat că armata invadatoare nu ia nicio pauză și are drept scop numai să ia viețile oamenilor, să intimideze oamenii. Nu ar trebui să căutați logica în acțiunile terorștilor. Armata rusă nu ia nicio pauză. Are o singură sarcină, să ia viețile oamenilor. Să intimideze oamenii, astfel încât chiar și câteva zile fără alarmă de aer să se simtă deja ca făcând parte din teroare, a fost anunțul făcut de președintele Volodymyr Zelenski. Numeroase alerte aeriene au continuat pe tot parcursul nopții de marți spre miercuri.